Ce dietă recomandați femeilor care alăptează? Femeile care alăptează nu au nevoie de o dietă particulară, ceva anume ieșit din comun, ci pur și simplu o alimentație curată, o alimentație bazată pe alimente despre care se știe că sunt sănătoase, cu evitarea anumitor alimente care ar putea să influențeze starea de bine a micuțului prin acest schimb de lapte. De exemplu, fasole și mazăre care ar putea să-i provoace balonare copilașului. Sau ceapă și usturoi care alterează gustul laptelui. Ciocolată care ar putea să influențeze starea de liniște a copilului. Cafeaua este contraindicată. Sucurile care conțin cofeină. Deci o alimentație bazată pe fructe, legume, carne, totul gătit civilizat, fără adaos de condimente în exces, fără uleiuri multe, fără prăjeli, supe, mâncăruri românești cu sos, astea sunt acceptate și recomandate. Cât sport ați recomanda unei femei care a născut și care are, știu, câteva kilograme în plus, cât sport i-ați recomanda să facă pe zi? Activitatea fizică de bază ar trebui să fie de minim 30 de minute de mișcare pe zi. Asta înseamnă mers pe jos și orice activitate curentă. Însă, mult mai eficient este să facă mișcare într-o formă organizată, respectiv sport, și atunci recomandările sunt de 120 de minute, 150 de minute pe săptămână. Deci ar însemna între 2 și 3 ore de sport pe săptămână. Acest lucru ar face diferență în ceea ce privește rapiditatea cu care se scade în greutate.